Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi a venit momentul să facem partea a doua din promovările pentru voi, pentru abonați, pentru cei care au îndeplinit condiția, mai exact provocarea pe care v-am dat-o, 50 de flotări consecutiv. O să fac acum un scurt intro în care o să vă spun ce ați făcut corect și ce nu ați făcut corect și după care imediat o să vedeți pe cei care au reușit să facă cele 50 de flotări și după cum am spus, o să apară comentarii în care o să fie unii dintre voi în care îmi veți spune că nu au făcut corect cele 50 de flotări. Și da, sunt conștient că cei pe care o să-i vedeți în următoarele imagini nu au făcut toți perfect cele 50 de flotări, dar am și spus, vreau să fie 50 de flotări. Chiar de la un moment dat nu o să poți să le faci, pentru că îmi dau seama, pentru unii dintre voi este greu să facă 50 perfecte. Și au făcut, să zic, 25, 30, 40 și după care s-au chinuit sau au luat o secundă pauză, au stat, s-au relaxat puțin, după care au continuat. Sau n-au avut mișcarea perfectă de sus până jos, n-au avut poziția brațelor perfectă, dar au făcut 50 de flotări, așa cum au reușit ei. Am spus că îi voi promova. Mai exact, le voi promova canalul de YouTube sau pagina de Instagram, depinde ce a vrut fiecare. Și am rugămintea, acum, cei care vă uitați și o să-i vedeți în continuare, sau dacă v-ați văzut printre ei acolo cu videoclipul, duceți-vă unii la alții și apreciați-i. Dați-le un like, un comentariu, o inimioară pe Instagram sau depinde ce are fiecare acolo, pentru că merită. Oamenii ăștia au încercat, au fost și alții care mi-au trimis și probabil nu o să apară în video pentru că nu au făcut 50, au făcut mai puține sau au făcut 50, dar nu le-au făcut corecte, ci a fost o mișcare totală aiurea, ori au postat exact cum nu le-am spus să facă, au făcut o mișcare gen bălângănită, n-a fost deloc flotare treaba aia sau a fost mult prea scurtă, a fost așa poziția de flotare bună, dar o mișcare mai mult din umeri, deci astea nu le iau în considerare, nu sunt flotări. Trebuia să încercați, v-am spus, măcar jumătate din ele sau mai mult de jumătate să fie cât de cât corecte și după care, ok, înțeleg că nu mai ai forță. Sau au fost unii care s-au filmat într-o poziție în care eu nu-mi dădeam seama dacă trișează sau nu trișează sau pur și simplu se vedea cu ochiul liber că s-au pus pe genunchi și au tăiat jumate din imagine, au pus telefonul exact cum nu le-am cerut, așadar nu i-am luat în considerare, plus că au mai fost unii dintre voi care m-au trimis filmarea pe verticală, dar au reușit cele 50 de flotări chiar foarte bine. Au reușit unii dintre voi să facă niște flotări cum nu mă așteptam, unii care sunt sub vârsta de 14 ani, nu știu, 12, 10, 13, foarte bine, bravo, apreciez lucrul ăsta. Chiar meritați o mică susținere, așadar, eu v-am dat like-ul meu la fiecare în parte, poate am arătat pe unii, nu știu, au fost peste 100 de e-mail-uri și, sincer, data viitoare nu o să vi le mai cer pe e-mail, ci, nu știu, o să facem altfel, probabil, nu știu, pe YouTube, dacă aveți canal sau pagina voastră de Instagram, o să vă cer acolo să le postați și de acolo o să intru eu pe fiecare, o să facem într-un anume fel, pentru că o să mai fac treburi de genul ăsta cu diferite, nu știu, poate tot cu flotări, poate cu tracțiuni, poate cu alte exerciții. Chiar vreau să promovăm sportul cât mai mult, sportul cu corpul nostru și să încercăm să facem treaba asta. Așadar, continuați cu flotările, să le faceți acasă, pentru că o să apărăți cu siguranță, dacă nu o să apărăt acum, poate altă dată. Voi să fiți pregătiți, faceți cât mai mult. Nu am luat în considerare filmările pe care mi le-ați trimis pe Instagram, pe Facebook sau în altă parte, am și spus clar, vreau să mi le trimiteți pe e-mail. Regula e regulă, e un concurs. Dacă vreți să vă promovez, v-am spus, respectați regula asta, pe e-mail faceți 50 de flotări și acolo mi le trimiteți. Chiar am primit și niște clipuri de la fete sau de la persoane la care nu mă așteptam, care n-ar fi putut să facă, nu le-au făcut perfect corecte, dar i-am apreciat. Încă o dată vă spun, vă felicit pe toți, continuați să faceți asta. Am primit și clipuri de la niște sportivi. Wow! O să-i vedeți doar dacă vă uitați pe canalul lor. O să vedeți și canale cu animale, poate unii o să vă placă și vreți să vă abonați. Unii sunt sportivi, uitați-vă la ei și apreciați-i, încă o dată vă spun lucrul ăsta. Și am primit și de la vreo 2-3 fete și probabil o să le vedeți în secvențele următoare. Da, așadar, cam ăsta a fost intro. Sper că ați înțeles, continuați să faceți asta pentru a vă antrena și poate pe viitor o să apăreți într-un alt clip de promovări de genul ăsta. Puneți și un like la video ăsta dacă v-a plăcut, puteți să dați un share la final, promovați mișcarea, hashtag sport acasă, sport egal sănătate. Acum o să vă invit să-i vedeți pe cei care au reușit, felicitări și duceți-vă să-i susțineți măcar cu un like.